Românii și bulgarii ar putea călători fără vize în Canada foarte curând. Autoritățile de la Ottawa prind foarte aproape să ia această decizie pentru a netezi calea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Ministrul canadian al imigrației, John McCallum, va merge la Bruxelles duminică cu ocazia întâlnirii de la Comisia Europeană pe tema reciprocității vizelor. Având în vedere că în luna octombrie urmează să fie semnat acordul Uniunii Europene, Canada, autoritățile de la Ottawa trebuie să acționeze rapid, astfel riscă un veto din partea țărilor ai căror cetățeni au în continuare nevoie de vize pentru a intra în Canada, România și Bulgaria. Concret, este nevoie ca fie România, fie Bulgaria să-și exercite dreptul de veto în cazul acordului de liber schimb dintre UE și Canada, pentru ca acesta să nu mai poată fi încheiat, ceea ce ar duce cel puțin la amânarea semnării tratatului. Prim-ministrul Dacian Cioloș a mers la Ottawa la jumătatea lunii iunie și s-a întâlnit cu premierul canadian Justin Trudeau, cu care a discutat despre ridicarea vizelor pentru cetățenii români. Liderul de la Ottawa a părut că acceptă atunci realitatea politică evidentă a legăturii dintre chestiunea vizelor și cea a acordului comercial.